Salutare și bine te-am găsit pe canalul de YouTube SOS Carp Fishing. Iată-ne la o nouă aventură, un lac care l-am pândit de foarte multă vreme. Este vorba de lacul Ianis. Sunt aici împreună cu colegul meu de la VLC, Dan Stelian. O să fie o partidă de 7 zile. Am făcut rezervarea pe acest lac în urmă cu 11 luni. Suntem pe standul numărul 6. Pescuim amândoi pe același stand, fiecare cu câte 3 lansete. Sunt și cu barca pneumatică. Am găsit ceva zone tari, am găsit și platoul. Platoul este pe acest stand numărul 6, este în partea din dreapta. Pontonul de metal este așezat în partea din stânga a standului. Am sosit de ieri. Ieri după masă, în jurul orei 12 și jumătate, până am intrat pe lac, până am citit regulamentul, până am dezinfectat minciogul, salteaua de primire, slingul și chiar și barca. A durat ceva timp, la ora 2 ne-am așezat pe stand și până la ora 17 ne-am instalat toată tabăra și am și plansat monturile la apă la cele toate 6 lansete. Siguranța această partidă ne va aduce foarte multe capturi, deoarece vremea s-a încălzit destul de tare în ultima perioadă, în ultima săptămână. Totuși suntem pe 23 octombrie, iar afară am avut ieri 28 de grade, iar astăzi o să avem 24. Zilele care vor urma va scădea ușor, 23, 22, 21, chiar și 19 pe timp de zi, dar pe noapte avem temperaturi destul de decente, între 12 și 14. Cu siguranță diferențele nu sunt foarte mari între temperatura de zi și temperatura de noapte. Peștii vor începe să se hrănească din nou. Și te invit să rămâi până la final să vedem ce ne rezervă această partidă pe lacul Ianis de 7 zile. Haideți să vă prezint cu ce nadă m-am pregătit pentru această partidă. Am venit de acasă cu 60 de kg de nadă și de aici, de la administrație, am mai cumpărat încă 10 kg de peleți de 9 mm. Peleții clasici cu care ei aici la Ianis îi hrănesc. Bun, de acasă am adus grâu fiert, am adus porumb fiert, am pus și alune tigrate, vedeți aici. Ca și boilisuri avem de 20 alună tigrată, tiger nuts, le găsiți, și cele roșii sunt de 20 și de 24 de octopus, bărfuduri. Și bilele sunt de la VLC Carp. Grâu și porumbul, cum am spus, de acasă, aluna tigrată din comerț, iar peleții de aici, de la administrație. Acesta este cocktailul care le ofer eu peștilor această partidă și vedem cum vor reacționa. Avem aici de la administrație salteaua de primire tip cradle, care reține apă. Când va fi cazul, o vom umple pentru primul pește, pentru prima captură. Un ponton generos de metal cu suport pentru minciog. Aici sunt lansetele colegului meu Dan, 3 bucăți la număr de 360. Scaunele, stăteam liniștiți, povesteam. Vroiam să intrăm live, dar din păcate nu se prea poate pentru că e un domn aici care este foarte harnic și face destul de multă gălăgie. Lansetele mele de 3 metri, după cum le știți. Barca de la Raptor 270, motor de 70 de livre și baterie de 1 kW. În fața noastră avem faimoasele insule. După 24 de ore nu ne putem lăuda cu nicio trăsătură, dar timpul nu e pierdut. Este suficient timp în față. Mai sunt 6 zile, doar o zi a trecut. Adevăr, în urmă cu o săptămână s-a răcit destul de tare. De aceea nici pe Ianis nu prea au mai fost foarte multe capturi, dar sperăm că săptămâna aceasta
Baltaș va reveni. Chiar din discuțiile celor de la administrație, nu i-au mai hrănit deodată de o săptămână, pescarii s-au plâns și nu-i vor hrăni nici săptămâna aceasta. Cam așa arată tabăra noastră. Avem un cort de la Decathlon, Front View Tanker, dacă țin minte bine modelul, l-am băgat înăuntru în filigorie, prima zi când am venit bătea vântul foarte tare. Pavilionul lui Dan de la Decathlon, un pavilion foarte bun. Puțină dezordine prin stand, navul modelul lui Dan. Apropo, aici pe Ianis, dacă nu aveți saltea care reține apa, ca aceasta, nu este permis. Eu am acea saltea, vă arăt chiar acum, de la Decathlon, care nu reține apă, este strict interzis. Și căsuțele care urmează a fi gata pentru lanul, sunt în plină desfășurare. O chestie foarte ingenioasă făcută de cei de la Ianis este suportul acela de minciog, care chiar acum o să merg să montez minciogul, să vedeți exact cum stă. În cazul de dublu drill, minciogul poate să rămână acolo cu peștele pentru a fi fotografiat ulterior. Vă arăt chiar acum cum vine montat. O idee destul de bună și de ingenioasă pentru celelalte bălți care vor să-și facă un update pontoanelor sale pentru a oferi condiții mai bune pescarilor. Scurt update a acestei partide, au trecut deja 41 de ore, din păcate fără niciun fel de activitate. Am vrut inițial să le schimb undeva pe la 5 după masa, 6, să le mai las încă 7-8 ore în apă, să am în felul ăsta primele 24 de ore și după aia al doilea set de 24 de ore fără să le schimb, dar nu mai aștept. Le schimb acum în ideea în care am făcut niște săculeți destul de generoși, au cam 100 de grame bucata, tura asta nu o să mai nădesc din găleată cu absolut nimic, o să atașez fiecare monturi câte un săculeț. Săculeți de 100 de grame, generoși, care au peleți slăbuți proteic, cam 17-20% proteină, sunt peleți care folosesc eu acasă la iazul meu și am zis să încerc și această metodă, de ce nu? O să scot lansetele, o să atașez săculeții, o să merg să le plantez fiecare și ne auzim mai târziu. Nu știu cât de bine se vede, aproape că a venit Crăciunul, eu deja m-am pregătit, am pus o instalație de brad, să-i spunem, de jur împrejur la rodpod. În filmare pare destul de zi, dar în realitate e puțin mai întuneric. Cred că totul se vede și arată foarte bine. Putem găsi rodpodul la noapte mult mai ușor. Iată că a venit și seara cu numărul 2. Avem deja peste 48 de ore și ne-am gândit să ne apucăm și de un grătar. Carnea deja începe să nu se mai prea țină. Am tăiat ceva lemne, dar totuși mai sunt câteva de tăiat. Și ne auzim mai târziu cu un viitor pește. Un viitor prim pește. De ce nu?
După 75 de ore ne aflăm exact ca și la stadiul soserii pe baltă, fără prezentări, fără trăsături, dar nu ne pierdem speranța, mai este puțin peste jumătate din timpul acestei partide. Ziua numărul 4, continuăm să nădim, încă fără succes, aceeași nadă, bolișuri de două feluri, peleți, cereale. Facem amestecul și ne facem treaba cum ne-am planificat-o de acasă. Nu ia uitați, cum să refuze ei așa ceva? Nu se hrănesc absolut deloc pe standul numărul 6 de 4 zile. Eu nu înțeleg cum de refuză ei așa ceva. Dar vedem, mai sunt încă 3 zile și vedem. Am realizat 2 săculeți mai generoși pentru lăsarea serii, în care am introdus pelete de 2, de 4, de 6 și de 9 și ceva ground bait ce am mai avut prin trusa de mai multe sortimente. Am mai aruncat și câteva bile mari și ăsta va fi mixul și săculeții care voi folosi pe una din lansete care am decis la noapte să o arunc destul de aproape, în 30 de metri, 40, undeva ușor dreapta, undeva între standul 6 și 7. S-ar putea ca peștii să stea liniștiți acolo și am zis să încerc și această variantă. Și a venit seara și ne apucăm de o... Domnul Dan, cum se numește? Fasole cu cârnăciori. Aici sunt cârnăciorii, gata tăiați, rondele. Aici avem ceapa și ardei gras cu puțin ulei la călit. Plecăm într-o scurtă vizită pe la insule, un apus superb de octombrie, pe lacul Ianis. Și pe partea cealaltă se vede foarte frumos. Aici avem o altă baliză, pe adâncime de 3,5. Un alt scurt update, aproape că... De fapt, a și trecut deja de... Este trecut de ziua 6-a, fără nicio trăsătură, fără nici măcar un bip pe toate cele 6 lansete. Mai sunt aproximativ... E ora 3. Mai sunt aproximativ 19 ore, să zicem. 20 de ore. Deja am scos toate cele 3 balize. Am scos și barca, i-am curățat, urmează să strâng și barca, să spăl podeaua de aluminiu, motorul, să-l curăț puțin. O să las lansetele cu vârful în apă, că nu o să mai intră cu barca, dacă o să fie ceva activitate o să le replantăm cu navomodelul lui Dan. Și cam asta e situația, 6 zile fără trăsătură. E ceva atipic aici pe... Lacul Ianis de obicei se prinde, apa are între 15,5 și 16,5 grade, să zicem 16 grade. La general e o temperatură bună pentru hrănirea crapului, dar iată că nu ne iasă momentan. Totuși eu sunt încrezător încă. Până la sfârșitul partidei, că poate ciupim fiecare măcar câte un pește de boză, adică cel puțin 20 plus, de ce nu. Eu doar ce le-am replantat, le-am dus toate trei pe platoul din dreapta, adică la platoul din dreapta, una în stânga de platou, una în dreapta de platou și una în fața platoului,
toate pe adâncime de 2-4, 2-6, deci nu pe platou, lângă platou. Mă gândesc că crabul oarecum are un traseu definit pe lângă, marginea platoului, partea de jos. Un sfert din bagajul deja le-am strâns. O să le ducem încet la mașină, ca să ne mai ușurăm din munca de mâine de strâns a bagajelor. Au mai rămas 17 ore de pescuit. Încă așteptăm captura cea mare. Se lasă așteptată. Și acum colegul Dan în acțiune. Le dă de mâncare în continuu. De 6 zile nu se lasă pe gubași. Încă îi hrănește. Și ei sunt atât de șmecheri încât noi nu reușim să prindem măcar unul singur. 6 lansete. Și peștele momentan are 1-0. Partea cealaltă, băieții cu drujba lucrează de zor. Lucrează la căsuțele tip hobbit. Bărcuța își face treaba din nou. Ultima plantare? Sau mai te joci la noapte? Eu sper să prindem vreo 2-3 și să mai plantez un pic. N-aș vrea să fie ultima pe anul ăsta. Dacă nu mai prindem, va fi ultima. Se citește dezamăgirea în tonalitate, îmi place. Păi normal că se citește dezamăgirea. Nu zi hop până nu s-ar gardul. Când văd alți prieteni pe alte bălți care prinde rup și noi venim aici la pomul lăudat și prindem 0 în 6 zile. Ba, asta cu pomul lăudat am mai auzit-o și eu. Păi. Ci că nu mergeți la pomul lăudat, dar... Păi nu mergeți, frate, la pomul lăudat. Păi așa am nimerit noi tura asta, mă, dar nu înseamnă că e așa tot timpul. Păi, ce zice unul și altul, cam așa e. Dacă vine omul și prinde în 5-6 zile 2-3 pește, aia ce înseamnă? Că merge balta, te rupe? Nu. Una înseamnă să prinzi 2-3 pești pe zi și alta înseamnă să prinzi 2-3 pești pe partidă de 3-4-5 zile. Și una e să nu prinzi nimic 6 zile, 6 bețe, doi pescari, așa? Și una e să nu prinzi nimic 6 zile, 6 bețe. Și lansat? Noi și plantat cu navomodel și plantat cu barca mare. Noi am bătut recordul, felicitări, nu fiți ca noi. Mai e timp, să nu ne pierdem speranța. Până mâine la ora 10, mai sunt gen 17 ore. E timp să ne impresioneze acest lac cu renume Ianis. Iar dacă ne-a dezamăgit primele 6 zile. Normal că după 6 zile îți vine să dai cu orice în baltă, să arunci, să tai, să spargi, să faci ce vrei. Când te uiți 6 zile la bețe și vii și până la mama dracu. Normal că e supărat. Da, mă, Dane, dar nu te obligă nimeni să vii, adică eu n-am un regret că am venit 350 de kilometri un drum. Eu am un regret că am venit. Nu, balta e foarte frumoasă. Da, ok, dar bă, pești frumoase și sunt și peste tot. Nu vin neapărat să vă balt. Bine, poate 50%, 60% vin să vă balta. Dar vreau să văd și ce e sub apă, un pește, măcar. Nu am făcut mari speranțe. Am zis, bă, măcar unul pe zi dacă prind. Uite că unul 6 zile n-am prins. Ochelarii de scafandru, bagă capul în apă și vezi ce-i sub apă. Păi nu e nimica în fața standului 6. Da, la alte standuri este. E nasol. Este pește mare și mult. Dar se prinde mai răruț. Din păcate. Veneam anii trecuți și lansam și prindeam pește mare și mult. Anii trecuți, acum uite, noi plantăm și nu prindem nimic. Felicitări nouă, suntem tari. Bărcuța a fost cu minte, a lansat toată nada, ne auzim mai târziu. Cărăușa asta micuță cu steagul României. Să nu scoți ochiul cu degetul mare. Și în ultima seară,
facem o fasole cu cârnaț. Am făcut și aseară, dar am zis să și documentez momentul culinar. O porție pentru doi pescari flămânzi, care constă în două conserve de fasole, 4-5 bucăți de cârnaț, două cepe mari și sănătoase. Ia uitați aici. Și un bucătar. Bucătarul, ca bucătarul, trebuie să existe și el, da, clar. Ajungem și la bucătar, că acum sunt pe Zoom. Da, este și una bucată bucătar cu șapcă card spirit. Și pregătiți aici jos un tiuci, un mini tiuci cu butelie de gaz, cu tot ce trebuie. Băi, dar ce harni sunt băieții aia cu drujba. Nu ne-o lăsat, toată ziua nu ne-o lăsat în pace. Da, cel de lângă, săracul, cred că e cu dopuri de urechi. No, domnul Dan, să ne zici care e secretul la... Eu să vă zic care e secretul? Dar stai un pic, nu la pescuit, mă refeream la fasole. Să nu prinzi pește. Ăsta e secretul. Dacă nu prinzi pește, iasă fasolea bună, nu? Dacă nu prinzi pește, ai timp să te ocupi de fasole. Dacă prinzi pește, prinzi pește, mai gătești, nu? Sorine, nu știu să tai ceva. Nu contează. Am dat deja drumul la rec. Se filmează cum o tai, bucățele mici, bucățele mari. Aici se vede adevărata valoare. Dacă te înscrie soția ta la șef la cuțite sau nu. Nu. Nu te scrie? Am ratat momentul când a adăugat primul ingredient după ce a aprins focul, uleiul. Uleiul acela sănătos de floarea soarelui. Cârnații. Dar ai uitat să tai un cârnaț sau mi se pare mie? Unul bădăran acolo. Nu, doi. Sunt doi bădărani? Ceapa tăiată mărunt. Se adaugă peste rondelele de cârnaț. Asta e ordinea. A prins focul, după care bagi uleiul, după care bagi cârnații, după care bagi ceapa. Neapărat ordinea asta, că altfel nu iasă. Păi fără foc ce vrei să faci? Păi nu, dar am spus ordinea, că sunt oameni care nu respectă poate ordinea asta. Întâi trebuie să aprinzi focul. Imediat urmează a se introduce și fasolea. Spune-ne, Dane, modul de preparare. Mesteci în acest tuci până când ceapa se călește și până când cârnăciorii încep să se înflorească. După ce ceapa s-a călit și cârnăciorii s-au înflorit, putem pune fasole. Un pic de apă de la robinet, ca să mai fiarbă câteva minute, după care se poate servi. Pentru alte sfaturi legate de bucătărie, apelați cu încredere. Unde te găsesc cu oamenii? Spune exact! Pe lacul Ianis, cu barba mare, albă. Ați văzut scheletele alea pe pontoane cu bățul în mână care așteaptă să prindă un pește? Așa o să fiu și eu, pe lacul Ianis. Așteptând să prind un pește. Da, mă, dar spune-le oamenilor unde te găsește pe canalul de YouTube, că poate mi-ai făcut și acolo una alta de mâncare. Dacă vreți să vedeți sfaturi legate de pescuit, partidele mele de pescuit și orice în materie de pescuit, vă aștept pe canalul de YouTube Dan Stelian Nicolae sau Dan Stelian Carp Fishing. E același lucru. Nu prea am pus eu multe de gătit pe acolo, dar de pescuit sunt destule. Așa că puteți intra cu încredere. Da, mă, da.
mai fac și eu util din când în când, mestecând mâncarea preparată de alții. Acum am pus cam multă apă, dar o lăsăm să mi-a fiarbă puțin mai mult și probabil că se va îngroșa. Fasolica este gata, arde, o mai lăsăm puțin să se răcească. Îi mulțumesc bucătarului. Mamă, ce gustoase! Iată-mă la final de partidă. Colegul meu, Dan, a împachetat și a plecat puțin mai repede. Eu am rămas mai codaș. Am vrut să am puțin bețele băgate mai multe ore, dar gen degeaba te chinui să îngrași porcul în ajun, vorba aceea. Am zis că nu se știe, plus că mie personal nu prea îmi place să strâng lucrurile așa în grabă, dis de dimineață, cât încă nici soarele nu e sus pe cer să le usuce, că unele dintre lucruri cu siguranță sunt ude de dimineață. Ideea este că partida se încheie aici, din păcate 7 zile fără pic de trăsătură, asta e, mergem înainte. Cu siguranță vor fi alte partide care se vor răsplăti față de mine mult mai abundent, să zic, unde voi avea capturi mult mai multe, cât și pentru Ianis, ca să zic așa. Nu a fost să fie, poate entuziasmul a fost prea mare. Adevărul este că în ultima perioadă aici pe lacul Ianis, din ce am mai verificat pe Instagram, pe Facebook, nu s-a mai prins atât de des, atât de mult, atât de mare cum se prindea anii trecuți. Oare din ce am observat cam de prin la începutul toamnei, aș putea zice, a început de scârție, de când cu CRI-ul, am văzut că merge balta tot mai greu, dar noi aveam rezervarea făcută de acum 11 luni, așa că n-avea rost să ne schimbăm planurile. De obicei, dacă îmi fac un plan, îmi place să-l țin până la capăt, fie ce-o fi. De data asta n-a fost să fie de partea noastră, a câștigat lacul Ianis, sau lacul Ianis, nu s-au lăsat a fi prinși. Cam atâta cu vorbăraia, ca să zic așa. Sper că, totuși, dacă ați stat până la finalul clipului, eu vă mulțumesc. Sper că ați avut totuși ce vedea. Cadre, peisaje, apusuri frumoase și ce s-a mai întâmplat. Am încercat să documentez cum am obișnuit. Pe fiecare video postez ori de câte ori am ocazia și indiferent de rezultate. După partida aceasta urmează o săptămână de muncă și după aceea mai urmează o ultimă partidă pe acest an la Zaga Zaga de 6 zile la liber, tot așa la plantat, și 2 zile la concurs la lansat, tot la Zaga Zaga. Până data viitoare vă urez tuturor pescarilor fire întinse și numai bine!